Suntem față în față astăzi la Rețeaua de Idoli cu cineva care e mai obișnuit să spună bună dimineața decât bună seara, cred. Iar arma care îmi spune, Răzvan, e timpul să gătești tărbecuț. Ești un băiat din Brăila? Chiar ai rămas un băiat de la orașul Brăila? Din Brăila, da. Chiar din oraș sunt. Nu s-a tăiat cordonul ăla umbilical în care... E, nu, nu s-a tăiat. Câtă vreme umblu cu un cuțit pentru brânză la mine, nu s-a tăiat. Și ce a mai rămas de acolo de la Brăila? Dragostea de not, de Dunăre. Știu să ies dintr-un anafor, dintr-un vârtej. Aha. Da. Chiar da? Da, da. Nu e o glumă de dimineață de mai. Nu, nu, nu. Răzvan Exarhu gătește, citește, scrie și filmează rețete. Asta ca să nu începem cu ce face el mai bine și mai bine, adică radio. S-a născut la 29 iulie 1969 în Brăila, într-o familie de artiști. În ciuda sfaturilor tatălui său de a se face preot, după două tentative nereușite de a intra la filologie la secția de limbi rare, japoneză și arabă, Exarhu se mută în București și ajunge să dea un interviu și să se angajeze pentru prima dată în radio ca prezentator de știri. Stăteai la casă acolo? Nu, la bloc. Am o experiență. Am sperat că aveți niște perspectivă romantică asupra Dunării și de acolo... Nu, dar mergeam des, adică petreceam vara lângă Dunăre. Asta era clar. Umblam chiar cu un șezlong în spate, din toată Brăila. Eram ușor de recunoscut. Lucrurile simple, cum spunea un mare realizator TV și autor de cărți, un iaht, o mașină de lux, un apartament la Monte Carlo. Astea sunt lucrurile simple sau, dacă nu-ți permiți lucrurile astea, vine-te cu sare. Răzvan Exarhu, de ce e vocea unui post de radio? Se trezește în fiecare dimineață la 5, asta cam de câtă vreme? Păi sunt deja 3 ani. 3 ani. De când fac din nou chestia asta. Am mai făcut-o la începuturile mele în radio. Tot matinal am făcut. Întâi am prezentat știri și după aia, pentru că se râdea la știri, am fost mutat disciplinat. Ai prezentat știri? Așa am început, da, da, da. Am prezentat primele știri de la Pro FM, de altfel, primul buletin. Am și greșit știrile. L-am făcut pe Adrian Sârbu prim-ministru, în loc de ministru de externe, cum era atunci, și l-a felicitat pe domnul Sârbu, că era chiar deschiderea oficială a postului de radio și a spus, băiatul ăsta de la știri are viziune, să aveți grijă de el. Și a vrut să mă dea afară, domnul Sârbu, dar mă rog, a fost... am avut o situație. Așa că am revenit la partea asta care mi se pare cea mai mișto la radio, să faci matinal. Asta mi-am dorit întotdeauna, dar nici nu mai credeam că mai sunt în stare să mă trezesc la ora asta și să îmi funcționeze creierul și nici că mai găsesc un loc. Așa că am avut... A trebuit să inventeze un radio ca să găsești un loc. Da, mă rog, a fost o aliniere astrală, cred. I-am găsit pe oamenii de la Rock FM cu care m-am înțeles foarte bine și suntem foarte fericiți împreună. E un lucru extrem de neașteptat, ca să zic așa. De folosit, pe termen mediu și lung. Ca să facem povestea scurtă, Răzvan Exarhu, un băiat care era student la engleză-franceză, într-un final fericit, franceză-engleză, da. Bonjurică, mă scuzați. Da. Și care a descoperit radioul, e pentru foarte mulți iubitori de radio un om de ascultat. Apoi ai început să scrii. N-aveai cum. Mi-a spus mie un instalator în viață, e bine să faci ce-ți place, că dacă nu faci ce-ți place, mor de foame. Așa ți-a spus? Așa mi-a spus și a trebuit să chem alt instalator să repare după el. Mătușa mea îmi spunea tot timpul când era mic, vai, stau și mă mir cum tu care ești așa de mare și grasă poți să ai mânuțele așa de mici. Vai de capul meu. Super, da, da. Este exact cum e unchiul ăla de la petrecere, știi? Așa e și mătușa asta. Ăla, cât de prost ești, îți merge extraordinar. Eu mă mir că mai ești în viață. Da. Așa de prost ești. Câte cărți ai scris până acum? Nu, una. Bă, nu, de aia zic că e bine să rămânem la aia. Da, e bună și aia. Da? Căutați-o, se numește Fericirea e un ac de siguranță și a apărut acum câtă vreme? Vreo 3 ani, cred. Cam așa. Da, cred că s-a bucurat și de niște reeditări, dacă știu bine. Da, nu, e bine, sunt încă un autor de succes, da. Deși după față n-ai zice, da. Producător și prezentator radio și TV, jurnalist, bucătar și autorul cărții Fericirea e un ac de siguranță. Devenit celebru cu rondul de dimineață și rondul de noapte prezentate la Pro FM, Răzvan Exarhu realizează în prezent matinalul la Rock FM și a fost membru în jurul emisiunii Masterchef. Doamnelor, aveți în față un bărbat salvat de bucătărie de la un punct încolo. Habar n-am dacă chiar te jucai prin bucătărie de când erai mic sau ai apucat... Eram la fel de dezinteresat sau pasionat ca fiecare. Adică, ca de orice altceva. Am o îndemânare naturală, să spunem, pentru chestia asta și de aici mi-e ușor să stau în bucătărie. Dar a fost o întâmplare, n-am avut încotro și de la un punct încolo viața mea chiar s-a dus în cu tot o altă direcție și nu mai avea nicio legătură cu ce fac acum. Miroasa sărbătoare. Încercăm să găsim un foc mai blânduț și lăsăm laptele să se încălzească. Nu trebuie să ajungă la punctul de fierbere, rămâne așa, se infuzează, îl strecurăm și ăsta este laptele cu care o să lucrăm când vine vorba de cozonac. E o problemă, există un exces de cozonac pe lume în zilele astea, oamenii se chinuie foarte tare să-și facă mult cozonac sau cumpără foarte mult cozonac. Ce ai gătit prima dată, știi? Cred că am scos vișine din vișinată. Și le-ai gătit cât de repede. Prima masă de care sunt foarte mulțumit. Eram mic. E important. Cum să spune, dacă n-ai bifat asta în copilărie, înseamnă că n-ai avut posibilități. Părinții tăi erau săraci și nu țineau vișinată în casă. Nu. Dar părinții tăi cum erau? Am citit undeva frumos de tot cum dansa unul dintre ei și cam ce a rămas amprentă de la fiecare. Și cred că, ne place sau nu, suntem așa de tare produsul părinților noștri încât abia putem duce asta toată viața. De asta facem ani grei de terapie, ca să zic așa. Da. Păi, dacă mi-a fost actor, maica mea a lucrat și ea la teatru de păpuși o vreme. Cred că mai degrabă am umorul maică-mii, care e absurd, negru. Ea e mai sadică decât taică-meu. Taică-meu, în schimb, practică jocul așa ca un profesionist și sunt așa. Sunt un fel de copil care întârzie să se maturizeze sau refuză să se maturizeze. Bine. Încă îmi vine să pun piedici. În fine, adică partea asta mi s-a părut importantă. Acest contact prelungit cu copilăria, cu care mă și verific de altfel. E singurul sistem metric în care pot să verific dacă mai sunt sau nu ok, nu știu, întreg, viu și așa mai departe. Cred că e disponibilitatea asta către glumele pe care le faci când ești foarte prost sau când ești copil. În jurul Crăciunului și în jurul Anului Nou târâm multă mâncare în vizuină. Cozonacul se usucă. De asta m-am gândit să-l refolosim și să-l transformăm în ceva foarte bun, chiar dacă el s-a uscat, au fost feliile puse în fața invitaților, tu ele poți acum să și ataci dacă vrei. Cozonacul uscat poate fi o armă albă foarte bună, mai ales că e și parfumat și plăcut. Care-i valul cu care ai ajuns la Pro FM? Devenise clar pentru mine că trebuie să-mi găsesc un loc de muncă și într-o doară m-am dus să dau o probă de voce la radio. Și mi s-a spus că am accent maghiar. Și, dacă tot erai din Brăila, era accent ardelenesc împrumutat de la prietenii mei din Cămin, că erau mai toți din Brașov sau... Și mama cred că avea niște rădăcini de prin Ardeal. Da, dar nu, n-aveam treabă. După cum nu aveam neapărat un accent moldovenesc, fiind din Brăila, care se știe nu este în Moldova. Da, da, am notat asta de mult, știm asta, da? Da. Și cam asta. Și n-a fost niciodată, să se țină minte, da? Nu, n-a fost. Nu. Dacă ar fi fost, s-ar fi numit Moldova, s-ar fi numit Brăila. Și lucrurile ar fi fost mult mai clare. Adică, încă suntem într-o ceață moldovenească din care nu putem ieși. Nicio dilemă aici. Tăiem carnea în bucăți recognoscibile. Aici am încins bine și chiar dacă e pastramă, totuși merită și ea un pic de respect, așa că îi dăm niște unt. Focul nu trebuie să fie foarte tare. Da, mă rog, nu eram foarte entuziasmat de povestea asta cu știrile. Se părea cam plicticoasă. Dar e un exercițiu util. Oricum, radio, după mine, este o școală de gândire și te învață să și respiri, te învață să vorbești, să citești, să scrii ca lumea. Deci primul buletin de radio la radioul lui Adrian Sârbu. Toată lumea cred că era geană pe ce se întâmpla. Da, rămăseserăm doi în radio, oricum restul plecaseră la... Petrecere. Momentul, da. Da, festiv. Acela, da. Și m-am emoționat și am făcut această gafă. Eram unul cu părul până aici, eram... A durat mult experiența Pro FM? Păi prima dată eu am făcut radio 7 ani, după care mi-am zis că e cazul să iau o pauză. Și chiar m-am... M-am retras vreme de, nu mai știu, vreo 4 ani. N-am mai făcut nimic de genul ăsta. Am făcut comunicare, PR, publicitate, cu totul altceva. După aia am revenit pentru un an la Guerilla, am făcut Guerilla, da, așa. Și după aceea din nou am intrat în stare de dispariție. După aia am construit un radio online, pe care nu-l consider neapărat o experiență legată de radio, dar mi-am dat seama că de fapt am avut o idee foarte proastă. Înaintea vremurilor, sigur, am fost un pionier, dar nu e deloc bine. Păi cum e? Construiai primele podcasturi, da? Nu, chiar era un radio, cu studio, cu tot ce trebuie, adică imita structura unui radio. Și n-a funcționat? Nu, era și foarte devreme, era în 2007. Bine, eu voiam să-mi fac radio prin 98, cred, de radio online. Și, mă rog, în perioada asta a apărut în viața mea și bucătăria și de acolo, după o vreme, am găsit formula asta benefică alături de Rock FM și... da. Ce chestii nasoale v-au spus persoanele în vârstă ca să vă demoralizeze, să vă descurajeze? Pentru că, nu e așa, mai mult ca oriunde, cum a spus și domnul nostru Răzvan Exarhu, în România se poate vorbi despre patria descurajării, că noi aici ne-am născut, aici trăim, că sistemul este făcut astfel încât să-ți planteze un nu în cap de când ai început să vorbești. Și după aia să ți se spună, nu e chiar așa, mă, mai citește și tu. Încearcă să vezi, n-are sens, au încercat și alții. Nu are sens să te apuci tu acum să schimbi lumea, nu? Da. Genul ăsta. Cum se întreține un om de radio? Tot timpul mi se pare că să faci zilnic un matinal, care e pentru orice radio programul locomotivă, presupune, nu știu, cel puțin 3-4 ore în ziua anterioară în care tu, cumva mental, te construiești pentru a doua zi. Sau ce faci? Te culci liniștit? Nu te uiți la meciurile României? Cum faci ca a doua zi să fii cu chef de vorbă câteva ore? Trezit fiind la 5. Nu știu. Și eu mă gândesc la asta. De fapt... Da, ai regim? Ai o rețetă, ceva, un șablon? Dorm. În ultima vreme dorm. Mai mult decât o făceam, că mi-am dat seama că nu mai pot altfel. Am mintea încălcită și sunt depresiv dacă nu dorm. Și mușc din oameni și mi se pare nasol. Adică am simțit că am o stare influențată de ceva și eliminând tot suspecții de serviciu, am ajuns la somn și dacă scoteam o medie de 4 ore jumate, 5 maxim de somn, mi-am dat seama că de acolo vine o stare mai apăsătoare, pe care nu-mi doream să o am neapărat dimineața. Și capacitatea de a vorbi ușor, de a-mi găsi cuvintele, de a râde, mă rog, în timp real, ca să zic așa, de tot felul de lucruri din astea care, sigur, pot fi rezolvate din scritură, dar mi se pare mai mișto să am eu starea acolo unde trebuie, nivelul de endorfină suficient de sus, astfel încât să am o plecare mai ușoară. Ca să poți spune oamenilor că ești grăsuț intermitent sau, nu știu, alte lucruri pe care le emiți dimineața, de hohotim cu toții prin mașină, auzindu-te pe tine. Iată, bunicul meu, spune un ascultător, văzându-mă la 12 ani, că mă strâmb când miros țuică de la masă, a zis, vezi că nu e alcoolul tare, e omul slab. Deci, bună dimineața, spune un ascultător. Asta îmi place foarte mult. Tatăl meu i-a spus surorii mele în cel mai serios mod, ai nevoie de o mână tare care să pună piciorul în prag. Explică povestea asta cu grăsuț intermitent. Păi există mitul ăsta cu postul intermitent, știi? Intermittent fasting, de care m-am ocupat și eu, mă rog, există o dispută întreagă legată de beneficiile sale reale în materie de slăbit, care cred că sunt la jumătate de kilogram distanță, dar nu în sus și în jos, față de orice dietă normală, da, știi? Deci nu e vreo chestie, e mai degrabă o disciplină interioară, dar uneori cred că nu prea ți arde să crăpi de foame, așa? Adică ai mintea ocupată și cu altceva. Și stând eu așa și practicând această artă, dar făcând în rest tot felul de excese, că în principiu băut spumant, îți dai seama că nu slăbeam cine știe ce. Și de asta ziceam că eu nu sunt grăsuț, acumulez bulele alea din spumantul pe care îl dau și ele mă fac să fiu mai rotunjor, așa, pe la colțuri. Și, numai pe la colțuri. Da, și de asta am zis că nu sunt gras de-a dreptul, sunt grăsuț intermitent, pentru că sunt zone în care nu sunt așa de gras. Zone în care sunt mai gras, zone în care nu sunt la fel de gras. Asta înseamnă să fii grăsuț intermitent. Și dialoghezi tot timpul cu grasa din tine, pentru că numai ea te face să grasa de codnaț sau celălalt. Noi suntem totuși din Moldova, nu suntem de la Brăila. Noi știm tot felul de grase. E și aia care e bețivă, dar așa. E și una foarte înfometată. Și ea te aduce așa ca într-un fel de stare de hipnoză, te trezești noaptea în fața frigiderului. Nu, ești în fața frigiderului, pe întuneric, în bucătărie, e doar lumina aia frumoasă de la frigider, platoul de salată băf și te mănânci ca prostul, așa cum îți dictează ea, pentru că ea te stăpânește și te conduce până acolo, așa, ca prin vis. Deci nu am o disciplină teribilă, în afară de asta de somn și încă una în care încerc să privesc lumea în mod egal, așa, nu mai am niște încrâncenări. Practic relativizarea în mod sistematic. Și aș vrea să nu mi se mai umfle gâtul și să pot să râd de absolut orice și să mă joc cu cele mai sinistre subiecte, astfel încât să rămân întreg la cap. Ca de obicei, celor care și-au pierdut pisicile, un sincer rip pisu. Da, mă rog, greu de înglumim, dar până la urmă, da, știi, bancurile acelea de gustare. Să, în loc de mesaje, dacă ne-ați trimite 400 de euro pentru fiecare mesaj pe care îl citim noi pe post. Hai măcar 10, hai măcar 10. Da. Pentru că pandemia m-a învățat, fiind izolați în radio și neavând contact cu lumea reală, nu mai avem, și acum suntem la fel, nu mai avem invitați fizic, nu mai putem să invităm trupe din motive de siguranță și ne auzim pe Skype și chestia asta mă enervează. În primul rând că e o modalitate aberantă de dialog, pentru că ai tot timpul un delay, o întârziere în voce. Pe lângă asta, apăsarea pe care o resimțeam, poate ceva mai intens decât cei care ne ascultă, și sentimentul ăsta de responsabilitate pe care l-ai față de niște oameni când te apuci și selectezi din tot ce îți oferă realitatea, lucrurile care ar putea fi importante în ziua aia, dar cu atât mai mult într-o perioadă din asta încărcată emoțional, lucrurile care pot transmite încredere, echilibru, un pic de voioșie și așa mai departe. Ori alea nu veneau și alea trebuie să vină de la tine și tu trebuie să adaugi acea virgulă după fiecare propoziție întunecată, astfel încât să o faci să sune luminos și să ai tot timpul zâmbetul pe buze. Ceea ce nu e simplu deloc. Da. Ei, și nu se învață nici la facultatea de chineză, unde, să zicem, că ai fi intrat. Nu se învață nicăieri. Mai ales chineză. Nu știu cum reușesc eu să articulez chestia asta. E probabil ceva învecinat cu arta actoriei, că eu, sigur, vin la fel ca orice om la radio, îmi fac exercițiile de respirație, îmi fac exerciții de dicție pe drum, dar în fiecare zi. Da. Dar mai mult de atâta, eu trebuie să intru într-o anumită stare. Starea asta presupune un anumit ritm al vorbirii, un tip de căldură și de energie pe care vocea le poartă cu ea și le transmite așa prin microfon. Și restul chestiilor care vin din starea pe care ți-o creezi singur și care te fac să percepi în locul acelui calorifer un subiect de care vom râde. Și noi o să vorbim nu de caloriferul ăla pe care nu-l vedem, ci de faptul că românii, deși e vara afară, își usucă, își pun șosetele la uscat tot pe calorifere. Pentru că așa suntem noi români, știi? Și în felul ăsta faci tranziția către ceva ce nu e acolo. Nu e. Partea asta luminoasă nu e niciodată neapărat la îndemână. Bun jurică, am revenit la Morning Glory și foarte bine am făcut și o să mai discutăm un pic despre ce se întâmplă cu covijii ăștia, pentru că e nevoie de un pic de lămuriri, lumea ori s-a inflamat, ori s-a relaxat prea tare și de asta cred că principala întrebare înainte de a-i spune bună dimineața invitatei noastre este asta. Morning Glory prezintă Spune-mi ce faci de COVID ca să-ți spun ce fel de om ești. Când vorbești despre radio, oricât de mult ne-ar plăcea nouă să batem câmpii, cu toate semnalele și muzica și toate prostiile astea, dacă un radio este ascultat, este pentru că oamenii au nevoie de contact cu alți oameni și au nevoie să asculte, să se verifice, să se liniștească, să se distreze și așa mai departe. Și aici e, când te apuci să vorbești, n-ai cum să te gândești că te ascultă doar inteligenții sau să vorbești doar pentru ei. Vorbești chiar pentru toată lumea. Nu aroganța îți aduce audiență, ci tocmai căldura umană și credibilitatea și autenticul. Pentru că ai dimineți în care ești bine și dimineți în care ești absolut la pământ. Și nu le poți truca pe alea. Adică faci ce poți. Și cred că și partea asta, știi, când este expusă, pentru că este omenească, și asta câștigă aderență. Pentru că noi nu avem ascultători, noi avem fani, noi avem indivizi care sunt ucid pentru Morning Glory, înțelegi? Și asta este partea de, partea de comunitate e foarte importantă, pentru că noi primim, cum să spun, o treime poate din glumele care apar în timpul emisiunii, vin de la comentatori, de la ascultători, aia ne scriu în timp real, participă, se joacă alături de noi și fac toate tâmpenile astea și copiii, nu mai zic ce drame trăiesc copiii ăștia, părinții, că îi amenință copiii, că dacă nu se poartă frumos cu ei, au să zică la școală tot ce ascultă ei la radio. Nu, te rog frumos, îți cumpăr chestia aia. Deci a ajuns emisiunea să fie obiect de șantaj în familie. E posibil așa ceva. Ascultătorii și-au deschis barele sufletului în fața lui Morning Glory și e un lucru emoționant, dar tușant, așa, da? De mine. Și am plecat de la ce le spun bătrânii tinerilor ca să-i descurajeze și să-i infecteze cu tristețe. Și acum am ajuns la relația bunici, nepoți, părinți, copii. Tatăl meu, brăilan fiind, spune un ascultător, zicea mereu că nu tot ce zboară se mănâncă, mai sunt și avioane. Brăila, nu e nimic de făcut. Brăila, mon amour. Numele de unde a venit Morning Glory? Pasiunea mea pentru gastronomie. Știi că am avut o problemă când a început emisiunea, având aceste rime cu Morning Glory, Morning Glory, ce urât miros chiorii, am avut o reclamație la CNA. Un domn a spus că se simte jignit de... El e practicant al acestui nobil sport alb și a spus că el practică schiul, el nu miroase urât, nici prietenii lui schiori nu miros urât și să ne cerem scuze și numele emisiunii are o conotație licențioasă. Așa. Și, mă rog, asta e procedura, trebuie să și răspunzi. Am zis că departe de noi gândul de a... crede că schiorii miros urât, era doar un fel de a spune. Bineînțeles că după efortul fizic n-ați găsit altă rimă pe acest principiu, acele hăinuțe atât de strâmte, totul miroase altfel, dar nu asta este intenția de a jigni și noi adorăm sporturile albe, mai ales cele de iarnă și armele albe fiind din Brăila. De aici am exagerat eu. Care nu este Moldova. Da, dar tot un sport de iarnă îl considerăm și noi acolo. Și legat de Morning Glory, el vine din... și asta este adevărul. Pasiunea mea pentru gastronomie fiind bine cunoscută și ea vine din copilărie, când întâi părinții, bunicii și apoi eu însumi mă duceam în grădină și culegeam brațe întregi din această plantă specifică bucătăriei din Asia de Sud-Vest sau Sud-Est. Da, este denumit spanac de apă planta Morning Glory și este delicioasă când e puțin prăjită cu unt și un pic de usturoi. Asta ați răspuns la CNA? Da. Și care a fost rezoluția? A fost bine, nu e... Într-adevăr, e chiar foarte bună. Deci plântuța asta e foarte bună. E exact ca spanacul. Puțin, da. Zilele alea când pui unt în spanac, știau francezii o vorbă. Da. Rețeta de astăzi vine dintr-un proverb vechi românesc, de inspirație romană, gnocchi care nu se văd se uită. E vorba de gnocchi cu urzici, cu niște brânză cu mucegai nobil și cu un pic de plântuțe din astea leurdă, ceapă verde, un pic de coajă de lămâie și de nucșoară, ceva cu care să vă încântați și cu care să începeți o masă și o petrecere frumoasă. Ai o bucătărie cum ar fi interesantă acasă ca să gătești? Nu, în ultima vreme chiar nu mai gătesc acasă. Te primesc dușmanii în casele lor? Nu mai merg în casă, că sunt suspicios. Corect, acum. Toată lumea e plină de COVID. Da. Nu am... Să spunem că Răzvan Exarhu e abia testat și e negativ. Da, sunt bine. Slavă Domnului. Rar mai gătesc acasă, mănânc lucruri crude în ultima vreme. Și tot gătesc, pentru grasa din tine. Gătesc în celelalte proiecte ale mele. Adică am zile întregi de filmare în care gătesc și e suficient pentru mine. E bine. Dar contactul nu l-am pierdut. Adică rețetele le descarci în continuare pe blogul tău și mai unde? Da, n-am prea mai publicat. Nu, am fost foarte leneș și mie a început să nu mai placă social. Am o perioadă din asta în care nu-mi place nimic. Și nici social media și... Da. Mănânc mere în ultima vreme. Sunt foarte bune acum merele. Adică e un anotimp perfect să mănânci mere. Ca totul să aibă un gust și mai bun, m-am gândit să folosim o oală din asta de pământ, pentru că lucrurile se fac încet și bine în ele. Oprim focul și începem transferul valorilor eterne. Ce ar putea să facă cineva pe pandemia asta ca să-l spele de toate fricile pe care le avem? S-a încercat în primele luni alea, și că a fost o nebunie. Pâinea. Toată lumea făcea, frământa ceva. Da, chestia este că pâine, deci cum povestea asta vine la criza de drojdie. Vine la pachet cu un soi de narcisism care după aceea devine confirmarea valorii personale și s-a umplut iarăși țara de Masterchef și devine foarte obositor, știi? Când poți să faci pâinea aia și fără să o arăți, că oricum e mizerabilă, onest vorbind, e foarte greu să faci pâine, trebuie chiar să înveți, e o artă în sine. Dar nu are nimic de a face, pentru că nimeni nu stă să judece pâinea pe care o face cineva acasă și nu știe că este prost coaptă sau necoaptă și mănâncă aluat crud sau că în orice caz nu e... N-are mirosul ăla, n-are nimic din toată taina aia. Ideea este că brusc simțim nevoia să ne lăudăm cu ceva și lucrurile nu mai sunt făcute pentru noi, știi? Și tot timpul se face câte ceva pentru exterior. Și chestia asta mă irită foarte tare. Nimeni nu mai face, știi cum e, era o vorbă, dar nu mai știu exact de ce e legată, dar eu mă surprind pe mine, singur în mașină, căscând, dar în trafic, da? Și chiar și când nu sunt înconjurat de mașini, tot duc mâna la gură când casc. Și mă uit așa în jurul meu și văd numai urangutani. Și... Sentimentul ăsta că faci fiecare lucru ca și cum nu te-ar vedea nimeni, dar îl faci ca și cum te-ar vedea toată lumea și ar putea să spună gest urât, e foarte important și asta nu se mai practică, știi? Această artă de asumare a lucrurilor care nu trebuie să fie neapărat public. Nu toate pisicile trebuie să ajungă pe Facebook, nu toate farfuriile oribile trebuie să devină subiect pe un grup despre mâncare. Asta spune un om care tocmai a explicat puțin mai devreme că a trăit diverse stări de dispariție. Dar noi suntem acum într-o epocă în care toată lumea e în stare de apariție, da? Da. Suntem în epoca Instagramului în care dacă nu pică bine lumina și nu e puțin vernil sau roz, în fine, depinde ce alegi, în spate, când muști dintr-o grisină, degeaba există. Da, mâncarea de pe Instagram mi se pare la fel de înșelătoare ca femeile de pe Instagram. Pentru că nu are gust și niciodată nu poți să verifici chestia aia. Și totdeauna ceea ce mă enervează este dictatura amatorilor, știi? Că, bun, sunt și pe Instagram bucătari profesioniști care sunt serioși. Adică lumea serioasă, care muncește în domeniul ăsta, nu prea are timp să stea pe Instagram. Chiar e nasol în bucătărie. E greu. Și chiar ai de lucru. Și nu prea stai să te lauzi cu prostiile pe care le faci. DJ-ale. Scratch-uri. DJ Clementin. O să reducem acum sosulețul ăsta și o să vedeți ce bunătate o să iasă. Avem laptele, e timpul să acționăm cu cozonacul, să facem o treabă frumoasă împreună, să facem o figură frumoasă, să ne dorim mai mult victoria. Adică să faci mâncare pentru oameni este una, să faci poze cu mâncare pe Instagram este cu totul altceva și pare că oricine pune mâncare pe Instagram se pricepe și e la fel ca și cum ai dat sfaturi despre medicină pe internet și totul, știi, se duce spre dictatura amatorilor și impostură. De fapt, ăla este viitorul. Și partea asta de bucurie autentică în care lucrurile nu sunt trucate sau studiate, iarăși devine o chestie care pare rară, deși e specifică omului. Asta e partea care ține de viață și de neprogramabil și asta e mâncarea. Și cred că oamenilor le e frică îngrozitor și pandemia a arătat chestia asta, să se confrunte cu ei, să stea cu ei, să petreacă timp în liniște alături de ei înșiși sau de cei din jurul lor, să citească, să iasă din ritmul ăsta. E înspăimântător. E ca și cum ai dat sonorul la minim acum și totul ar reveni în starea aia. Se aduce aminte ce frumos era în realitate, când era pustiu pe stradă, nu se auzeau mașini, se auzeau păsărelele. În cele două luni de stare de urgență, la asta te referi? Da. A fost senzațional. Era o realitate paralelă seducătoare. Mie mi s-a părut senzațional, dar și era un moment de reflexie, pentru că puteai să ieși afară și să auzi lucruri pe care nu le auzi nici măcar într-o zi de duminică de sărbătoare. Sunt curios cum arată DSP-ul nostru într-un clasament al DSP-urilor din Uniunea Europeană. Mă așteptam și eu ca în cele 14 zile de izolare, evident, să te sune, că așa primești cât un mail din ăla, ești pozitiv, uite ce trebuie să faci, sună la DSP, dă-le poze cu părinții, dă-le poze cu familia. Și în ziua 8 de izolare, îmi sună telefonul, mă uit, zic așa, răspund, alo, bună ziua de la DSP? Zic că, bună ziua, în sfârșit mă sună cineva. Și zice, de la DSP statistici, în ce sector locuiți? Și zic, sectorul 2. Bine, mulțumesc, la revedere! Foarte mișto! Și nu m-a mai sunat nimeni de atunci să mă întrebe pe mine sau pe soția mea, bă, sunteți bine, nu sunteți bine. Cât de bine puși la punct sunt dacă au vrut doar să verifice dacă ești în sectorul 2. Tu înțelegi că ei de fapt știu totul despre tine și că au camere peste tot? Ce ai făcut în lunile respective? Am lucrat, am mers la radio. Despre ce vorbeai? Păi despre pandemie, mi-am făcut foarte mulți prieteni medici. Am vorbit cu ei și am încercat să-mi vindec și eu anxietatea în acest mod. Și mi-a fost foarte greu, foarte, foarte greu. Pe lângă faptul că trăiam pandemia la cote înalte, cu o pânză îmbibată în clor, totul era... Făceam un balet ca să intru în casă, săream din papuc în papuc, ca pe pietrele unui râu de munte, era îngrozitor. Dar eu am mintea făcută așa, știi, de la bucătărie, când oricum trebuie să respecti lucrurile astea. Eu eram un monstru, considerat un monstru, pentru că, da, acum 8 ani, rugam oamenii să dezinfecteze clanțele. Știi? Și zic, dar ce ești nebun, dar ce au? Dragi pe ele, de ce să le dezinfectăm? Și tot așa, adică lucrul într-un restaurant te poate pregăti ușor dacă e să respecti normele de... Dar mai e loc de inovație în bucătărie? Nu s-a făcut cam tot? Nu s-a încercat? Probabil că este la nivelul ăsta de spectacol și de avangardă în bucătărie, da, acolo lucrurile merg mai departe, dar nu vorbim despre mâncare și cel puțin raportându-ne la ce se întâmplă acum în România, noi avem un decalaj față de orice tip de bucătărie, pentru că ne ducem fie foarte departe, fie rămânem în zona cârnaților prăjiți. Știi? Și partea asta de mijloc care oferă consistență și viitor unei țări, din punct de vedere gastronomic, e moartă. Noi nu avem multe restaurante românești în care se mănânce decent și constant, echilibrat. Să ai gusturile pe care știi că le poți obține. Toată lumea confundă, nu știu, mâncarea ca la mama acasă, dar nu pentru aia te duci la restaurant neapărat. Dar partea asta de așezare, știi, a unei bucătării naționale, noi nu avem. Și avem și un dispreț nespus pentru moștenirea noastră și o mare admirație pentru tot ce vine din afară. Asta e o farfurie foarte frumoasă și în plus mai și miroase teribil de bine. Asta este mâncărica oltenească, să-i spunem, cu vinete și pastramă de oaie, pe care eu zic că ar trebui să o încercați urgent, în spirit de sărbătoare, alături de un pelinaș sau, mai știi, poate chiar un zaibăr. Dar, în fine, găsiți voi ceva bun și rece care să meargă alături de chestia asta și cu siguranță poate fi și chefir. Nu. Reluăm aici. O să fie vin. Dacă te ascultă cineva, acum trebuie să facă un efort mare și închipui că ai trecut printr-o perioadă când erai mai puțin pozitiv și mai puțin liniștit și mai puțin... Da, schimbăm discuția, închidem discuția. Nu, îmi spune ceasul. Ridică-te, Răzvane. Ridică-te, Răzvane, nu e bine acum. Vorbește cu grasa din tine să se ridice puțin. Ți-e foame. Nu, mă îndeamnă să mă mișc. Da. Ai trecut printr-o perioadă care avea asociat și cuvântul depresie, unul așa pe care îl dăm la colț, ni se întâmplă altora, noi nu știm ce e aia, dar într-o formă sau alta știu o grămadă de oameni care se zbat să se scuture de așa ceva. Se poate? Ea poate fi lăsată în urmă? Păi, da, se poate, dar e mult mai simplu să consulți un specialist, lucru pe care nu l-am făcut. Fiind genul ăla de Pinta Voinicu, cum e bărbatul român, cu pieptul dezvelit, depresie, niciodată. Hai să bem ceva. Lucru pe care l-am și făcut de altfel, dar am și muncit. Și modul meu de a ieși din starea asta... Dar când ai știut că e o stare specială? Că putea fi doar o zi proastă și încă o zi proastă. Nu. Era o perioadă foarte încărcată în viața mea și eram chiar la pământ. Nu puteam să-mi țin ochii deschiși dimineața. Și nu că dimineața, nu puteam doar dimineața, toată ziua. Puteam să stau într-un fotoliu ore în șir și să nu mă mișc. Aia era starea. Era groaznic. Și trebuia să trag de mine, să mă smulg din fotoliul ăla și să mă duc și să gătesc. Și asta făceam. Și găteam ca nebunul. Găteam în continuu. 12 ore, 14 ore pe zi. Asta făceam. Și prin, cum să spun, prin contrast, ceea ce obțineam gătind, respectiv mâncare bună, că nu, eu revărsam în farfuriile pe care le scoteam din bucătărie tot ceea ce îmi lipsea mie. Căldură, bucurie, gust, știi? Poftă de viață. Tot ceea ce ai de dat acum la radio în fiecare dimineață. Da, e cam același lucru. Mi-a zis cineva, te duci să te întâlnești cu Exarhu, spune doar atât. E singura voce de bărbat pe care o pot asculta până la ora 10. Sună bine, da. Prefer să iau ca pe un compliment. Nu, e un compliment. Mulțumesc. Știu, da. Am glumit, mă alint. Da, în fine, adică oricum orice formă de terapie îți recomandă să te miști, să faci sport, să încerci să ieși, să nu eviți lumea, să îți cauți prietenii, să nu bei ca prostul și să vorbești cu un terapeut. Sigur, și aici e complicat să găsești un om cu care să comunici bine, dar partea asta ajută și, în fine, acum am și o grămadă de prieteni din lumea asta și sunt parte dintr-un fel de campanie care încearcă să-i convingă pe oameni că nu e nicio rușine să nu te simți bine și că, în general, problemele astea sau genul ăsta de probleme nu sunt un stigmat social și că nu ar trebui să te împingă puțin la marginea societății sau să te facă să te ferești, să te ascunzi. Am trecut prin povestea asta, am ieșit așa, oarecum la suprafață muncind în bucătărie și practic ăsta a fost traseul meu către partea asta cu gătitul și am descoperit la capăt, nu neapărat lumina, că mai am de lucru la partea asta, dar... am descoperit că sunt foarte bun, chiar și așa, tuflit cum eram eu, vai de capul meu, eram foarte bun în ce făceam și reușeam să concentrez acolo tot ceea ce căutam eu în rest și asta mi s-a părut întotdeauna fascinant și la radio și la bucătărie. E același lucru oricum dimineața, indiferent cât de vioi sau inspirat mă simt, eu trebuie să fiu așa pentru că am o responsabilitate față de niște oameni care au nevoie de vibrația asta. Bun, nu sunt obligat, pot să spun gata, am obosit, mă duc să fac ouă ochiuri de acum înainte, știi? Că bine și chestia asta la un moment dat, poți să nu mai ai suflul ăla. Bonjurică, sunt Răzvan Exarhu și am rămas singur între tigăi ca să puteți voi să petreceți mai mult timp unii cu alții de sărbători. Să vă arăt că viața se schimbă și obiceiurile noastre, așa cum le știam, se pot schimba mult în bine. Adică, de sărbători nu mai trebuie să suferim, Nu trebuie să ne chinuim, nu trebuie să mâncăm greu, nu trebuie să leșinăm. În general, nu trebuie să târâm chestii în vizuină. Am prins niște creveți recent, mi-a adus cineva de la munte și m-am gândit să fac o salată care devine fastoasă, deși conține elemente foarte, foarte simple. Avem mandive, avem rucola, care este în sezon acum, avem niște pere foarte bine și prăjite, un pic caramelizate, o să vă placă. Și mai ales avem un sos de praz și creveții. Ce reacție aveți la campania voastră cu sângele de rocker, care sună foarte bine? Adică se întâlnește nevoia pe care clar țara o are, că are nevoie de donatori de sânge, da. Și cu vâna asta de rocker pe care ați spus-o... Păi aia a venit, uite, din cum se cheamă campania? România are sânge de rocker. Are sânge de rocker. Și sunt mândru de ea, odată că a funcționat foarte bine, doi, pentru că am formulat propoziția asta într-un moment în care mie mi-era foarte greu, pentru că taică-miu era în spital și avea nevoie de sânge și nu reușeam să găsesc sânge, deși ar fi trebuit să poată primi, dar asta e încă o altă parte întunecată a sistemului medical din România. Și stând eu așa pe holurile spitalului Floreasca și dându-mă de toți pereții să găsesc oameni care să vină să doneze pentru taică-miu, mă uitam așa la lume și, na, e ca la spitalul de urgență, e toată lumea acolo, dar mai ales zonele în care, nu-i așa, se petrec tăieturi, schingiuiri, lucruri din astea. Și eram jos, rău de tot, știi? Și încercam să găsesc un motiv să mă fac pe mine însumi să râd. Și mi-am imaginat un băiat din ăsta, așa, un bombardier, cum se spune, care ajunge la terapie intensivă sau la, mă rog, într-un context în care are nevoie de sânge și primește sânge de la mine, de la Crubaru și Coyotu și alți băieți de la Noel, de la Rock FM, și când se trezește nu-i mai vine să dea pe Adi Minune, ci aș asculta niște Metallica, mâncați așa. Și momentul ăla m-a făcut să râd ca prostul în spital. Și atunci am formulat chestia asta și mi s-a părut că e o idee bună. Mă rog, după aia am vorbit cu doamnele de la centru de transfuzii de aici, din București, și așa s-a construit campania. Pentru că era nevoie de ea. Uite că mi-a avut nevoie de 2 ori de sânge. Și cam pe aici a plecat. Dar, repet, a plecat tot la fel ca și povestea asta cu bucătăria și ca tot ce fac eu în rest, pleacă dintr-un gol, știi, și dintr-o lipsă. Și e fascinant să vezi cum mintea ta sau energia ta reușesc, creând aceste obiecte abstracte, să umple aceste goluri și să le populeze cu viață, de fapt. Și nu că sunt ale, adică e prea puțin a mea acum, e a lumii. Și oamenii au început să meargă, a crescut mult procentul de donatori. Adică am modificat chestia asta. Sângele tău de rocker poate salva vieți. Mă rog, dacă ești puțin mai mesianic, te gândești că poți să influențezi starea unei națiuni și că poți să faci să crească acest procent de donatori din România. Dar după aia îți revii, da? Îți revii, dar capeți și încredere, pentru că vezi că, de fapt, îi poți îndemna pe oameni să considere asta un automatism, o datorie ca oricare alta. Un reflex. Da? Cum te duci, da, să umpli sifoanele, te duci să donezi sânge odată la 3 luni. Ai grijă ce spui, că nimeni nu mai merge să umple sifoanele. Ba, aș merge cu asta. Cine iubește șprițul merge să umple sifoanele. Suntem lângă Guvernul României, da? Da. Și cum spuneam cu caloriferul, te rog să formulezi ca și cum ți-ai începe matinalul tău de la Rock FM mâine, grasiind, că tot ai terminat franceză-engleză, pe această clădire, ca să avem un final de emisiune. Ce? Despre calorifer mi-ai spus că noi românii nu putem decât să ne gândim că ar trebui să ne uscăm șosetele pe el, chiar dacă ar fi așa, vara și caloriferul rece. Vreți să spun ceva despre guvern? Te rog, da. Dom'le, în guvern, după părerea mea, văzând și scena aceea care a creat scandal din biroul premierului, dom'le, adunați-vă prelungitoarele alea. Faceți ceva cu firele alea întinse pe jos. rugați pe niște băieți să vină să le adune, să le bage frumos în niște plinte, punem niște priză pe pereți. Este îngrozitor să vezi prelungitoare murdare. Murdare și întinse așa, care poți să te împiedici. E singura problemă. După mine, e cea mai ușor rezolvabilă. Adică, singura rezolvabilă. Răzvan Exarhu, invitatul de astăzi de la Rețeaua de Idoli. Da. Domnule, vă mulțumesc. Mulțumesc și eu. Nu știu cum terminați voi emisiunea asta, că bonjurică e clar, dar la final ce se leagă? Spunem că îi pupăm dulce pe ceacre și, în caz că plouă, să aibă grijă să nu le intre apă la ceacre. Da.